wall. În primul și în primul rând, vă salut, stimați reprezentanții ai mass media. Vreau întâi de toate să vă aduc felicitările mele și a colegilor mei din cadrul poliției pentru sărbătoarea care a fost la ziua de ieri, Ziua Mondială a Presei. Vrem să vă urăm succes în activitatea noastră și doar realizări prospere și vrem să mulțumim inclusiv pentru conlucrarea care o avem în comun în procesul nostru de activitate. Ne dăm foarte bine seama că, de fapt, fără activitatea dumneavoastră, nici munca noastră nu ar fi atât de vizibilă și, bineînțeles, inclusiv și acolo unde sunt anumite scăpări, tot cu ajutorul dumneavoastră reușim ca să le captăm și să le înlăturăm. După cum a fost anunțat briefing-ul pentru ziua de astăzi, tema care va fi abordată este cunoscută tuturor în contextul ultimelor abordări sau ședințe care au avut loc pe platforma Curții Constituționale și a hotărârii Curții Constituționale și evenimentele care urmează în zilele următoare, consacrate zilei de 9 mai. De aici pornind, eu o să încerc să explic unele aspecte care, de comun cu colegii mei și alți specialiști în domeniul jurisprudenței, dar și în mod special cu acei angajați ai poliției care au prerogativa și competența de a constata contravențiile pe liniile și domeniile activității polițienești și în mod special acest compartiment, noi vom explica care sunt acțiunile și sarcinile care sunt de competența poliției și care trebuie a fi documentate și constatate după caz. Eu, făcând referire la hotărârea Curții Constituționale, doar o să încerc să remarc două aspecte. Din partea dispozitivă, deci hotărârea Curții Constituționale, se desprind două norme de bază sau două constatări ale Curții Constituționale. Unul la mână, se declară neconstituțional textul și care pot fi confundate cu acestea, deci este singura normă declarată neconstituțională și se recunoaște constituțional articolul 365, indicile 5 din codul contravențional. Deci ceea ce prezumă, ce prevede de fapt articolul 365, indicile 5? Confecționarea, păstrarea, comercializarea, purtarea a acestor elemente atrage de la sine răspunderea contravențională. Ca să fie foarte clar, norma care a fost declarată neconstituțională, dacă o citim exact în textul legii care a fost modificată 54, păi o să vedem că, de fapt, activitatea extremistă este dată noțiunea prin etalarea, confecționarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea difuzării publice a simbolurilor general cunoscute, ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și a propagandei sau glorificării acestor acțiuni și care pot fi confundate cu acestea, deci ce vedem cu roșu a fost declarat neconstituțional. În rest, textul a rămas intact din legea sus menționată. Dacă facem referire la o hotărâre a Parlamentului de curând aprobată, numărul 31 pe anul 2023, o să vedem că Parlamentul de fapt constată că Federația Rusă din februarie 2014 poartă un război de agresiune ilegală, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei, amplificat începând cu 24 februarie 2022 printr-o invazie de scară largă pe teritoriul Ucrainei. Cunoaștem cu toții, de fapt, că această panglică bicoloră este simbolistica unor acțiuni sau a agresiunilor militare care se desfășoară acum pe teritoriul Ucrainei. Pornind de la hotărârea, sau îmi cer scuze, pornind de la recomandările care au venit de la Comisia de la Veneția, constatăm foarte clar că Comisia declară că autoritățile Republicii Moldova sunt îndreptățite să argumenteze că afișarea simbolurilor utilizate de forțele armate ruse în războiul actual
produc un pericol real și iminent de dezordine și o amenințare la adresa securității naționale. Deci este o constatare clară în recomandarea Comisiei de la Veneția, care de fapt cu toții o recunoaștem, inclusiv cum am specificat și mai sus prin hotărârea Parlamentului, că această simbolistică, această panglică bicoloră, de fapt la moment este simbolistica unei agresiuni militare. Fapt ce de la sine ea este interzisă în utilizarea, păstrarea, comercializarea acestui obiect. În acest context, vreau să fac o recomandare și o solicitare către toți cetățenii ca să se conformeze cerințelor legale care sunt la ziua de astăzi stipulate foarte clar în cadrul legislativ și se conformeze cerințelor organelor de forță, astfel încât să nu cadă pradă provocărilor venite din afară sau de la persoane cointeresate de a provoca astfel de situații, ca ulterior să poartă răspundere pentru acest subiect. Fiecare caz în parte va fi documentat, examinat și constatat exact prin prisma legii. Dar încă o dată repet, este absurd ca cineva să interpreteze că se permite portul, dar se interzice confecționarea, păstrarea, comercializarea și așa mai departe. Norma din codul contravențional nu are o ruptură. Este o normă continuă declarată constituțională. Eu aici încerc să închei exact acele simboluri sau acele recomandări care au fost făcute și anul precedent, înainte de 9 mai, exact aceleași recomandări le facem și la ziua de astăzi pentru utilizarea acestor simbolistici. Și rugăm toți cetățenii să fie atenți, prudenți și să respecte cadrul legislativ. Domnule, mulțumesc! Da, poftim! Angelina de la TVR Moldova. Deci vreau să ne explicați clar care simboluri sunt mai exact interzise și care simboluri vor putea fi purtate la această manifestație. Elementar, dacă chiar o să ne uităm în această mică schiță de prezentare, o să vedem. Acolo unde vorbim de panglica bicoloră, dacă ea nu este parte componentă a unei distincții, medalii, care poate fi cumva confundată, ea este interzisă. La fel și simbolurile Z și V și toate celelalte care au fost recunoscute ca simbolistici ale agresiunii militare, în mod special actuale și la ziua de astăzi, a Federației Ruse în Ucraina. Până acum, poliția a documentat cazuri de confecționare, comercializare a panglicii bicolore care... Cât ține de confecționare, aceste panglici nu s-au confecționat pe teritoriul Republicii Moldova. Mare parte acestea au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să precizez și să apreciez foarte mult că anul precedent, în preajma 9 mai, o mare parte din toți agenții economici care cumva au avut tangență anterior cu comercializarea acestor panglici, benevol au fost predate organelor poliției. Am spus, la ziua de astăzi noi nu am întâlnit ca ea să fie undeva confecționată sau comercializată pe teritoriul Republicii Moldova. Cât ține de păstrare, noi cunoaștem și am anunțat-o și public anul precedent, în cadrul evenimentului care a avut loc, au fost documentate aceste constatări legate de portarea panglicii și, bineînțeles, toate acestea au fost documentate corespunzător. Dar anul acesta, nu știu, polițiștii cum vor documenta? Exact în maniera în care a fost documentată și până acum, prin prisma argumentelor și faptelor și circumstanțelor, la caz, vor fi documentate acestea. Eu am spus, nu schimbă nimic. Dacă o să deschideți elementar codul contravențional actual, cum este chiar și după hotărârea Curții Constituționale, nu s-a schimbat nicio sintagmă în această normă. Se interzice păstrarea, confecționarea, utilizarea, comercializarea și portul acestor obiecte, panglici. Deci ea este categoric interzisă. Cu atât mai mult că ea este recunoscută ca o simbolistică a agresiunii militare. Indiferent de situație, că vorbim de 9 mai sau vorbim de alte evenimente, eu vreau să vă asigur că orice manifestație publică, ea va fi asigurată de poliție prin prisma faptului ca fiecare cetățean, de fapt, să se afle în siguranță pe teritoriul acelui eveniment. Vom fi exact atâți
reieșind din analiza circumstanțelor și riscurilor, suficient prezenți la toate aceste evenimente. Poliția are informații, vor fi unele aceste stabilizări sau nu știu, se încearcă? Bine, acestea sunt acțiunile care poliția și le asumă în procesul de documentare. În anumite situații, atunci când poliția o consideră oportun, cu siguranță o să iasă și o să comunice aceste evenimente imediat și ele vor fi necesare a fi comunicate publicului și nu vor antrena alte riscuri corespunzătoare dacă acestea sunt comunicate chiar atunci. Mai avem întrebări la alt subiect, dacă se poate la... Dacă poate alți colegi mai au întrebări la subiectul panglicii de colore. Dacă nu... Уже вы начали задавать? Ну, да, у меня вопрос, вот сейчас вы показали, какие элементы разрешены, а какие запрещены. Цвет у ленточки, которая запрещена, и вот у той же самой медальки один и такой же. Как полиция будет на месте определять, запрещенный это элемент или нет? И deci, будут ли сразу на месте арестовывать или уводить этих нарушителей? Bine, eu am spus, exact întrebările astea au figurat și anul precedent. Eu o să mă mai repet o dată, chiar dacă dumneavoastră ați întârziat la evenimentul de astăzi și ar fi fost ok ca să fim prezenți la ora indicată, ca să ascultăm din prima. Am spus, sunt stabilite foarte clar în hotărârea, în legea 54, care sunt elementele admise. Dacă ea este parte componentă a unei distincții care a fost acordată, ea este considerată ca distincție și este utilizată ca distincție și parte a distincției. Când vorbim de panglica separată atașată, aceasta este simbolistica actuală a agresiunii militare și ea este interzisă. Exact acest element nu s-a schimbat nimic de la anul precedent, din anul 2022, la perioada actuală. Deci eu am spus-o și anterior, o să mă repet și acum, de fapt codul contravențional nu a fost modificat, sancțiunea a rămas intactă exact cum a fost modificată prin legea 102 în anul 2022. Persoanele fizice, amenda este de la 4500 la 9000 de lei, persoanele cu funcții de răspundere, amenda este de la 9000 la 18000 de lei, și persoanele juridice, amenda este de la 18.000 la 30.000 de lei. Da, deci astăzi au loc, spia efectuează percheziții la inspectoratul de poliție, centru. Vreau să știu cum comentați dumneavoastră acest lucru. Bine, este o acțiune procesuală care se desfășoară de colegii noștri de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție. Este o măsură care trebuie să fie asigurată. Este oferit suportul în măsura competențelor noastre de către instituțiile polițienești, dar cred că mai multe detalii pot să vă fie oferite de către colegii noștri de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, dar eu o să mă repet și o să încurajez colegii de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, acolo unde găsim elemente care cumva discreditează și ponegresc sau aduc o denigrare a imaginii poliției, cu aceste persoane sau cu acești angajați trebuie întreprinse măsurile de rigoare. Da, și ultima întrebare. Cum comentați faptul că în timp s-a adevărat că unii polițiști sau foști polițiști fac parte din schemele ilegale de vânzare a drogurilor? Asta a recunoscut și ministrul de interne precedent. Vrem să întrebăm care e situația la moment în sistem și dacă sunt luate unele măsuri în această deci, sistem. Eu nu cunosc care ministrul de interne a recunoscut anterior. Dacă dumneavoastră cunoașteți detalii, când a făcut astfel de declarații, este regretabil că ministrul de interne a declarat că s-a comercializat sau se făceau atunci și mai sunt, nu știu cine anterior ministrul de interne. Vreau să vă spun că ministrul actual de interne a întreprins toate acțiunile ca în rândul Ministerului Afacerilor Interne a angajaților de forță să nu avem astfel de elemente. Dacă există, ei sunt exact documentat prin prisma legii și nu se tolerează acest lucru. Bine, eu acum să fac declarația că nu sunt. Dacă cunoașteți dumneavoastră unul, vă rog frumos să ne furnizați informația. Cei care noi îi cunoaștem și îi documentăm, toți sunt oferiți justiției. Будут ли снова какие по опыту
предыдущих раз задерживать транспорт, который будет вести сюда людей для участия в этих мероприятиях? Транспортul niciodată nu a fost oprit sau interzis. Transportul a fost îndemnat să respecte regulile de circulație și regulamentul circulației rutiere. Atât timp cât acestea sunt neglijate și spune în pericol viața și sănătatea persoanelor transportate, noi vom documenta aceste acțiuni. Noi nu îngrădim libera deplasare a conducătorilor auto sau a persoanelor. Noi restricționăm și nu admitem încălcări de la regulamentul circulației rutiere. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. Să aveți o zi bună în continuare cu toți. Сейчас подойдет, потом делаю, что-то. Два плана. Где микрофон? Микрофон вот. Я сейчас заберу.